Deci, astăzi să vorbim pentru a doua oară pe acest canal minunat despre școala din România. De ce? Pentru că sunt atâtea lucruri greșite încât doar în primul video nu am avut cum să acopăr nici măcar 10% din căcaturile care mi se întâmplă zilnic la liceu. Școala e dusă, e o mare jale, cine ia bacul, e foarte tare. Materia asta învechită și total fără sens mă disperă, frate. Hai să le luăm pe rând. Spre exemplu, la română, da? Care e faza cu toate cărțile, operele, poeziile astea random as fuck cu subiecte de căcat? Cred că știm cu toții că la examene, teste, bac, pe partea de limba română cel puțin, suntem obligați să citim, învățăm, memorăm, etc. O groază de nonsens, o groază de povești, hai să le spunem, care sunt de-a dreptul stupide. 80% din ele sunt despre cum nu știu ce țăran a făcut nu știu ce crimă și viața lui în general, iar restul despre cum ne-a mitică o fute pe Maricica și din cauza asta Gigel, care tocmai venea acasă de la munca de pe câmp, îl găsește în pat cu ea și ghiște, decide să facă? Dacă citim măcar o carte de genul, vei ști. Va lua o fucking sapă și o va înfige între ochi. După care, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimica, se duce și îl îngropă frumos în curtea din spate și eventual îi pune și o ghiocel peste. What the fuck? Credite pentru cine știe care e titlul cărții pe care tocmai am descris-o. A, da, și doar de dragul de a da exemple, luați motivul zburătorului. Nu știți ce e ăla? Vă dau un scurt rezumat. O fucking creatură a nopții care se transformă în om și merge din casă în casă violând toate fetele pe care le prinde. Vi se pare un subiect numai bun de discutat la orele de română? Normal că da! Pentru că asta e încă o chestie care mă deranjează la toate așa zisele opere scrise. Nimic nu e spus pe față. Adică, uite, de fiecare dată când auziți de personajul X și personajul Y că s-au iubit 3 zile și 3 nopți, știi ce înseamnă de fapt asta? Că s-au futut ca doi câini în călduri 3 fucking zile în continuu. Surprinzător, nu? Da, wow, chiar minune! Nu, acum să nu mă înțelegeți greșit. Nu spun că toate cărțile sunt despre crimă și viol și cu siguranță nu. Dar alea pe care le-am avut de citit eu pentru bac, da. Să arde școala, să moară bacul, iar pe profesor să ia racul. Toți agramații și repetenții să le ia statul de cât subvenții. Bun, acum că știți că motivul zburătorului de fapt e viola drumul mare și că atunci când auziți de tanti Leana că se iubește pe ascuns cu Grigoraș înseamnă că de fapt se fut, hai să trecem la următoarea materie. Matematica! Vai, de unde să încep? V-ați întrebat cel puțin o dată în viață în timp ce făceați copiați tema la mate. Bă, frate, dar până la urmă, e la ce trebuie de fapt lucrurile astea? Ei bine, la nimic. Wow, surprinzător răspuns, nu? Cred că te așteptai la el, cel puțin la nimic ce nu include fizica cuantică și joburi specializate pe așa ceva. La mate facem metode stupide de rezolvare, analize și formule kilometrice a unor oameni al căror nume nici măcar nu poți să-l pronunți, fără nici cea mai mică practicabilitate. Hai să presupunem că în momentul ăsta te răpește un extraterestru, te leagă de un scaun pe nava lui și șoptește la ureche că îți voi lua fiecare coi în parte și voi trece prin rezolvare dacă îmi spui teorema lui. Stai să mă gândesc. Coșii la Cruj! Da? Asta chiar e o teoremă. Se învață la liceu, clasa 11. Mate info. Da. Asta cred că ar fi unul dintre puținele cazuri în care pot să spui: da, frate, mulțumesc, domnule profesor de matematică, că m-ați pus să învăț această teoremă. Fără ea, fuu, nici nu știu ce m-aș fi făcut în viață. Nu știu de voi, dar eu fiind la o clasă de mate info, surprinzător, mai facem și alte materii total pe lângă profilul real. Gen biologie, psihologie și așa mai departe. Problema nu e materia, pe cât e profesorul. În afară de faptul că pierdem timpul degeaba ascultând profesorii ăștia care vin, predau fix pula pe un ton de adon și pis sub masă, mai se și oftică pe asta. Adică, poate nu înțelegi la ce mă refer, ei bine, eu unul am destui profesori care sunt de temir ce materie, care atunci când nu sunt băgați în seamă, Disperă efectiv, înnebunesc. Știți de ce? Nu am cum să vă explic mai bine decât o conversație pe live între clasa mea și Zdreanță. Bună ziua, copii, puneți-mi și mie atenții, vă rog. Georgescu ăsta de ce lipsește, măi? Se pregătește pentru olimpiada la mate. Ok, altcineva? Pizdescu. Pizdescu, ăsta la ce mai? La olimpiada de info. Păi stai, domne, așa, păi ce e asta? Păi cum își permite să lipsească la materia mea? Păi ce e asta, bă?
asta zicând un prof de logică. Nu-mi permit să-i învoiesc pe cei de la olimpiada mea cu zile și asta lipsesc de o săptămână, pe ce dracu înseamnă asta, bă? Domn profesor, nu vrea nimeni să meargă la olimpiada de logică. Nici măcar nu știu dacă există. Cum? Ce adică? Cum vrei să spui că materia mea e mai puțin importantă? Hei, bafancure, la ce scrie acolo? Mate. Cum îți permiți să scrii la mate în ora mea? Dar nu e nicio oră, doar vă plângeți că de ce sunteți de căcat ca de obicei toată ora. Nu e nicio oră acum. Și am zis să fac ceva mai util, adică decât să stau să bă ascult să părăvăgi, mai bine scriu la mate, nu? Cum? Cu părinții la școală! Te dracu de muist. Viața e dură, mi-o trage în gură, mi-arăt ce face. Babele, comuniștii, generația de oameni care îmi spun că trebuie să merg la școală să învăț aia și aia ca să pot să devin inginer, doctor, că altfel nu o să fiu nimeni în viață. Eu unul sunt tipul de persoană care urăște termenul trebuie. Crezi-mă, în viață nu trebuie nimic. Nu vrei să faci? Nu faci. Punct. În momentul în care cineva te ia cu trebuie, doar întrebați următoarea chestie, ok? De ce? De ce trebuie? Cel mai probabil nu o să știe cum să răspundă și așa vă dați seama cât de impertinentă e persoana aia de fapt. Sau în cazul în care va răspunde, va fi ceva probabil de genul: trebuie să crezi în Buddha. De ce? Pentru că așa au zis strămoșii. Putut strămoșii, mătii. Spre exemplu, de când mă știu eu, am făcut lucrurile singur pe cont propriu și apare nu am murit din asta. Da, sunt vorbe ca și trebuie să mergi la școală ca să ajungi om și alte chestii de genul, dar hai să fim și noi din viitor. Hai să ne uităm și din alt punct de vedere la lucrurile astea, din altă perspectivă, nu din perspectiva unui om care a trăit acum 100 de ani. Ce s-ar întâmpla dacă nu aș face asta? Aș ajunge pe străzi? Nu prea cred. Eu sunt de părere că școala, cel puțin pentru mine, mi-a adus prieteni și nimic mai mult. Cunoștințe, poate, minimaliste și de bun simț. De asemenea, persoane care de-a lungul anilor mi-au dezvoltat anumite păreri despre oameni și m-au învățat cum să socializez, gen să vorbesc cu cineva sau să fiu prieten cu cineva inclusiv, cum să urăsc pe cineva. Bonus, pentru cei care într-adevăr vor să învețe ceva, școala practic le ocupă timpul cu căcat, astfel încât să nu știe mai nimic omul când termină liceul. Eu nu aș vota pentru o chestie. Ca după clasa a 8-a încolo să nu se mai pună absențe, iar testele să fie programate. Adică, pe data de 10 mai ai test la mate din pula mea. Iar aici ai materia. Poftim! Dan, așa nu mai pierd timpul la școală și învăț fix ce îmi trebuie, practic, ca la facultate, nu? Până la urmă, dacă ar fi să însumești școala actuală, pe care cel puțin eu am trăit-o, într-un șir de cuvinte are și ceva gen închisoare obligatorie pentru înapoiați, din care ieși cu minusuri în cunoștințe, dar cu plusuri într-ale vieții. Trăim deliriul și nebunia cu cocalarii din România. Și nu în ultimul rând, trebuia să mă iau și de tocilarul ăla enervant care suge pula profesorilor pentru note și atenție. Personal, eu nu am nicio problemă cu nimeni, ok? Dar până într-un punct, până în punctul în care mă afectează pe mine ca persoană. Nu numai pe mine, cât și pe toți ceilalți din clasă. Dar vai, cum te afectează pe tine tocilarii? Ce ți-au făcut, ha? Îți spun eu ce au făcut și fac și vor face în continuare oamenii ăștia. Ridică standardele profesorilor, câtilându-le coițele. Cum adică? Ce înseamnă asta? Ei bine, uite un exemplu. Să presupunem că el în dimineață, prima zi, prima oră. Prin definiție, câțiva dintre noi, mai ales aia care fac naveta, o să întârzie un pic. Mononual intră în clasă primul dintre târzia și zice: mă scuzați, domn profesor. Îi zice: bine, și lasă să intre în clasă. Easy peasy, lemon squeezy, nicio problemă, totul calm, frumos, etc. Până când tocilarul ăla întârzie și ghiși ce face. Ei bine, bate la ușă. Intră încetişor și începe să se roage de profesor în genunchi să-l scuze că a întârziat. Gen: mă scuzați, vă rog eu frumos, nu se mai întâmple, vă pup picioarele, nu vă rog eu, lăsați-mă să intru la ora dumneavoastră superbă, vă rog. În afară de faptul că a fost extrem de jalnic și ce-a mai făcut căcatul ăsta de om, vă spun eu ce a făcut. A ridicat un standard. Imaginați-vă că proful de la ora aia e oricare din cei prezentați de-a lungul videoclipurilor mele, adică retard și oftica, da? Ei bine, atunci când tocilarul s-a rugat de el ca un sclav pe moarte, ceea ce a făcut de fapt a fost să-i bage profului prost în cap că toți suntem niște sclavi pe moarte. Exact ca el. Cum? Ei bine, hai să presupunem că mai vine și al treilea întârziat în clasă, da? Ok. Care nu e tocilar și face exact ce a făcut primul care întârziase. Spune: mă scuzați că am întârziat, și așteaptă ca profesorul să-i spună: bine, treci la locul tău. Dar stai! Wow! Cum? Proful nu-i mai spune asta pentru că se așteaptă la mai multe de la el. Se așteaptă ca și el să fie un sclav pe moarte și să se roage în genunchi să-l lase în clasă. Ceea ce nu
se întâmplă și, drept urmare, îl dă afară cu premiza că el de ce poate și tu nu, ha? What the fuck? Uite, aici e încă un mic exemplu. Presupunem că toți dăm un test la orice materie vrei tu. Haide, alege! Ce ales? Greșit! O să dăm test în schimb la fucking sport. Da? Se poate. Și presupunem că unul dintre noi, nu toți, doar tocilarul, ia un fucking 10. Ceea ce e cam imposibil amândoi că e sport, dar hai să presupunem. Iar restul de note sunt sub 7. Da? Ghișe. Haide, zi tu ce crezi că o să zică profesorul ăla? Exact! Dar vai, cum de el poate și voi nu? Incapabililor, mi-aș fi dorit să fiți toți la fel ca el. Ce naiba, doar nu e el singurul deștept de aici sau ceva, nu? Nu. Nu e. Dar e mai tocilar la o materie de care mă doare fix în pulă. Ei bine, nu poți să-i zici asta în față că o să-ți cheme părinții la școală. Cum mă dă la școală, am zis. A, da, și dacă tot am adus vorba de părinți, sunt singurul care a observat că până și ei au ceva cu notele de genul. Adică dăm testul, ajungem acasă și ne întreabă ce notă am luat. Îi zici că pula mea 5 și următoarea întrebare o să fie întotdeauna fix asta. Dar ceilalți cât au luat? Păi futu-s morții, mătii, de ce naiba îți pasă de alții dacă m-ai întrebat pe mine cât am luat? Mai bine mă întrebai așa și suna mult mai puțin enervant. Salut, Alex, ce ai făcut la școală? Bine. Și ați primit notele de la ultimul test? Da, de ce? Vrei să le știi? Vrei să știi cât am luat? Nu, de fapt, voiam să aflu cât au luat toți ceilalți din clasa ta și după să văd cât ai luat tu, ca să poți să te compar cu micul puță tocilaru și să spun că ești un căcat în fața lui. Stai, cine e micul puță tocilaru? Păi futu-ți morții, mă! Mulțumesc pentru tot! Voi vedeți câte like-uri strânge pe un video? What the fuck? Bate în canal de eu! Oră serios, căutați! În fine, chiar apreciez suportul vostru și drept răscumpărare, de data asta e pe bune. Pentru fiecare persoană care a lăsat un like și un share și un subscribe acestui canal minunat, va primi serie limitată și de data asta, vorbesc serios, chiar vorbesc serios. Adică nu glumesc, chiar e ceva real. Poză de copertă pentru Facebook, wow, sau desktop cu fucking alpaca legion. Pentru că chiar mulți, sute de mii, mi-au spus să fac ceva de genul. Așa că dacă vrei să susții legiunea într-un stil sexy, intră te rog în linkul din descriere sau prin comentarii o să lași pe acolo, care te va duce la pagina noastră la legiunii de pe Facebook, de unde poți lua una dintre aceste imagini minunate pe gratis. Și e, da, e, știu că e super. Una e foarte kawaii și una e specială pentru toți rockerii devotați ca mine. Oh, da. Eu nu chiar mi-l pun acum. Vă mulțumesc tuturor încă o dată. Vă mulțumesc tuturor care vor purta cu mândrie pe Facebook, pentru că așa vă puteți arăta mândria cu acest parte din cea mai smen, sexy și fresh comunitate de pe internet. Ei, nu cumva te duci cam departe cu chestiile astea? Adică cum, ce mai, ce, cum? Adică tu nu-mi știi oamenii. Fac the fucking school. Ne vedem data viitoare. Alpaca King out. Alpaca. Îți voi lua fiecare cu o parte și voi trece prin răzătoare dacă nu spui teorema lui. Stai, stai, stai să mă gândesc. Coșii la Cruși!